Palatul Culturii Teodor Costescu este simbolul culturii severinene. Activitățile au fost reluate, iar sala Clubul Artelor va găzdui o nouă expoziție de artă impresionantă, semnată de Marius Ghica. În sala Clubul Artelor a Palatului Culturii Teodor Costescu, severinenii sunt așteptați vineri la orele 11:30 la inaugurarea unei expoziții de artă intitulată simbolic Cocoș. De asemenea, va fi lansat volumul Cosmopolis, eseuri și tălmăciri despre noi și viața în cetate. Scriitorul Marius Ghica vine de la Craiova cu o expoziție de pictură intitulată Simbolic Cocoșii, dar și cu o lansare de carte. Se va lansa cu ocazia vernisajului volumul Cosmopolis, eseuri și tălmăciri despre noi și viața în cetate. Marius Ghica, o personalitate complexă a literaturii noastre, colaborator al celebrului filozof francez Jacques Derrida, care este considerat și părintele deconstrucției, a acceptat cu generozitate invitația noastră de a veni să expună pe simezele Palatului Culturii această expoziție plină de culoare. De altfel, cocoșii lui Marius Ghica sunt foarte cunoscuți deja, a expus în toată țara, pe simezele bucureștene și iată că ajunge și la Turnul Severin. Este un călător spiritual care și-a completat această paletă culturală cu o mai veche pasiune a dumnealui, aceea pentru culoare și pentru desen. Deci, invităm publicul severinean vineri, 17 decembrie la 11:30, la sala Clubul Artelor. Marius Ghica este cititor, eseit, profesor, universitar și traducător. Acesta a ales cocoșul ca principala muză a picturilor, datorită faptului că este singura făptură atât de viu colorată, care nevestește zorii fiecarei dimineți, dar și apusul soarelui și venirea nopții.